zicea societatea că-s proastă. O masă are patru picioare, o pisică are patru picioare, deci o masă e pisică. Noi nu suntem liberi, ni se creează iluzia de libertate și ni se creează iluzia de fericire. Noi eram obișnuiți cu un cod civil de pe vremea lui Cuza Vodă. L-a folosit și Carol I, l-a folosit și noi, până mai adineau. Ce mai faceți? Ne vedem o dată pe săptămână, a trecut vara, s-a aduce repede, a trecut vara, pac, pac, pac. A venit toamna, culegem recoltele, facem ziua recoltei, facem vin de la bun, fac românii un vin bun, oalelea, Dar cine nu face vin bun? Oamenii știu să facă vin bun, oamenii știu să se gospodărească în jurul casei și să n-aibă nevoie de sprijin de ăsta așa, de la autorități, de la guvern. Autoritățile guvernului să-și vadă de treburile lor. Noi le dăm taxe, vin și mai au și ei și amenzi și taxe ca să facă ceva cu ele, ca să facă ceva cu ele în folosul nostru. Știți că nou cod fiscal pregătește o bombiță așa, poate că nici nu vă trebuie, poate că nici nu ascultați, poate că nu mai aveți timp, poate că la câte așa multe minciuni ați auzit și din parlament și la guvern, nu mai sunteți atenți pe ei. Vă spun eu una. Persoanele fără venituri. Și sunt persoane fără venituri care nu obțin venituri de niciun fel. Pe lună, pe an, sunt unii cum ar fi școlarii, studenții, bolnavii, militarii, să zic. Soldații, ceva de genul ăsta. Mult. Handicapați. Bun. Lista e mare. Nu la aia se referă, în lege zice. Nu ăla. Mai sunt persoane care nu obțin venituri. Soacră mea, de exemplu, nu? Nu mai lucrează, nu lucrează, n-a lucrat, a ținut o soacră mea acasă de gelos, că era frumoasă, că făcea plăcintă, mă rog. Nu contează. Vă dau un singur exemplu. Deci persoanele, nou cod fiscal ăsta de s-au tot bătut și care începe să aplice acum. Persoanele care nu obțin venituri deloc, trebuie să dea o taxă. Trebuie să dea o taxă de vreo 7 milioane pe an. Complicată chestia, pentru că tu nu obții venituri, pe dacă nu obții venituri, de unde aduci banii ăștia? Vreau să zic că autoritățile, guvernul, nu prea ne iubesc, că nu se duc ele să facă autorități așa ca să aibă grija noastră, deși asta ar trebui să facă. Guvernul nu stă el acolo, ministru, ca să aibă grijă de soacră mea, de mine sau de litoral TV. Nu. Deși cam asta ar trebui să facă. Ați văzut acum europenii ăștia deștepți cum au uitat de toate regulile când a venit puhoiul ăsta de refugiați, de oameni care pleacă de acasă. Acum că-s plătiți, că sunt demnați, că sunt toți tineri, că sunt mai cu copii după ei, e complicată chestia. Că între ei sunt și bandiți și dușmani. Or fi. Și printre noi sunt bandiți și sunt dușmani. Nu asta e regula și nu ăsta e motivul. Sunt oameni care pleacă de acasă de frica războiului, de frica tâmpiților. Sunt oameni care au copii de câte 3 ani acasă și nu mai pot să-l ducă la școală pentru că și că trec din casă în casă ăștia care sunt acum stat islamic și dacă ești creștin, ești creștin, ți-a luat gâtul, te omoară. Cineva trebuie să-i oprească pe ăștia deodată. Că ce se întâmplă în lumea arabă, că primăvara arabă, că nordul Africii, că Statele Unite ale Americii, că Europa, că chestii, tot felul de ăștia care fac democrația. Democrația este pentru oamenii buni. Democrația înseamnă niște reguli acceptate de toată lumea. Când ai descreierați de ăștia pe stradă, nu poți să faci democrație în cartiere de-astea rău famate, știi? Unde toți sunt tâmpiți, aproape toți se duc la școală. Sunt cartiere întregi pe la noi și pe București, peste tot. Ne spălați, vai de capul și democrație să faci cu ea. Aduc aminte cât de mult ne-a certat Europa pe noi că nu știm să integrăm țiganii. Nu știm să integrăm țiganii. Păi nu știm să integrăm țiganii, dar am făcut eforturi mari ca societate. Nu știți? Domnilor europeni crescuți în cancelările alea deștepte cu aer condiționat. Păi noi am făcut eforturi mari ca să integrăm țiganii. Nu vor. Poți să le dai bani, poți să le dai case. Mă aduc aminte, eram tânăr inginer, de-abia venisem la TCL-ul din Constanța și pe la Hârșova, pe acolo, se terminau niște case frumoase. Case, făcut și cu astea, și cu astea, pentru țigări.
Și le-au dat la familie de țigani. Au intrat cu calul, cu tot în cotul, și ea n-a băgat calul în casă. Deci vilă era. Ce vă zic eu, până 70 și ceva. A băgat calul în casă, a scos parchetul, că parchet le făcuse, și a băgat foc acolo, a dărâmat gardul. Bă. Păi și în toată lumea acum sunt țigani peste tot care cerșesc și sunt șmecheri. Care fură pe prăști. Adică pe noi. Și sunt șmecheri. Foarte grea chestia asta. Foarte grea pentru că societatea merge mai departe. Să zic că preiei o familie de țigani, un țigan rătăcit, mai spălat, duce la școală, se căsătorește cu o româncă, că ei așa spun. Țiganii spun, uite o româncă. Numai Europa nu s-a prins că țiganii nu sunt români. Țiganii sunt țigani, domnilor. Și noi, în presa noastră, când vorbim despre niște romi, punem un singur R. Nu, domnilor, dacă am acceptat în penii asta, cu confuzia asta uriașă, țiganul e cu doi de R. Pentru că foarte mulți europeni au zis, uite, bă, niște români, arătând pe țigani, pentru că așa e frumos, dacă nu poți să spui că e țigan. Domnul ăla nespălat care cerșește sau care fură, e om și el, nu? Și ce a făcut? A furat și el puțin, ce faci, să-l omori? N-ai voie să-l omori, că dacă îi dai în cap că îl prinzi că fură la tine în casă, tu faci pușcărie și el primește în continuare sprijin de la stat. Statul ar trebui să facă integrarea asta ca pe vremuri cum a făcut ea statul american. Faci îi dai aici o mână de mâncare și partea asta îl te ia răzbățul, bă, băiatul. Adică, de exemplu, unui țigan care nu știu câți copii, nu îi dai sprijin de bani pentru copii decât dacă copilul se face la școală, de exemplu. Aud că pe aici, pe acolo, se face așa ceva. Oameni buni, nu fiți necăjiți că vin ăștia peste noi. Pentru că niciun om nu pleacă de acasă de bine. Și italienii au plecat de acasă când le era rău. Și au umplut America de mafioți. Și America n-a zis nimic. Și între timp a înghițit, a răbdat, a făcut filme, a făcut concerte, i-a făcut oameni. Și românii au plecat surghiuniți de acasă. Câți n-au vrut să fugă până 40, până 50, când îi omorau comuniștii și băgau în pușcărie numai elită, numai oameni deștepți. Care a putut să fugă, care nu a murit în pușcărie, ar fi fugit și ăla. Câți n-au fugit și de la noi? Și Nadia Comăneci e refugiată în America. Păi ce ați vrea, ca americanii să o împacheteze, să o trimită înapoi pe Nadia Comăneci? Nu vă grăbiți, nu vă grăbiți. Sigur că regulile europene trebuie respectate. Sigur că cei care fug dintr-un loc de acasă și vin la tine trebuie să respecte și regulile, să te respecte și pe tine. E greu. E greu când ai copilul bolnav, nevasta bolnavă, când n-ai mâncare, când n-ai bani, când n-ai servici. E greu. E un moment foarte greu pentru Europa. Dar gândiți-vă, oameni, nu mai puneți întrebările de ce nu s-au dus în altă parte. Europa trebuie să arate că e deșteaptă și că e în stare și că e bună. Nu e ușor. Recunosc că nu e ușor. Recunosc că unul dintre voi mă înjură. Acum iată băcaleț, face pe nebunul. Asta e. Înjurați-mă, fraților. Dar lumea a mai fost cuprinsă de valuri de-astea. Păi în Turcia sunt câteva milioane, știți? În Turcia sunt câțiva refugiați. Milioane de câțiva ani. Și peste tot în lume. Oamenii se vor înfrăți pe tot pământul. Oamenilor li s-a creat impresia că tot pământul ăsta e al lor, nu numai curticica aia, de care el trebuie să aibă grijă personal, că e al lui. Dar lumea e a noastră, nu e numai a ta. Că mai sunt unii dobitoci de fac poze cu arma în mână și urlă. Că pe dobitocii ăștia îi manipulează unii, sunt convins de chestia asta. Toate mișcările astea se fac cu bani mulți. Vreau să vă imaginați că ăia care au năvălit în Europa
s-au suit în bărcuțele alea și în vaporașele alea și au plecat așa cum... Hai să mergem noi în port acum câțiva și să ne suim într-o bărcuță să plecăm. Fuși, bă, dar aici nici nu te primesc că ea, nici nu știu cum te cheam. Nici nu știi în ce parte să pleci cu bărcuța aia. Noi bănuim că mișcările astea de zeci de mii, de sute de mii de refugiați sunt manevrate de capete de astea înfierbântate, luminate, de bani mulți. Nu știm exact care e interesul. Zicea cineva aseară că interesul ar fi al Statelor Unite ca să poată să-i strivească pe aia de la statul islamic și atunci inventează o plecare de asta în masă. Putem face pe deștepții, problema nu e ușoară, iar noi, europenii, ar trebui să ne arătăm greu, foarte greu, ca fiind dornici de a da o mână de ajutor. E posibil ca tu să-i dai mână de ajutor și el să te omoare pentru că e dus cu cap. Asta este. Lumea noastră încă nu e făcută numai din oameni buni. Există și cretini care își cumpără pușcă. Pentru ce îți cumpăr, mă, pușcă? Ca să mă omori? De ce să mă omori, mă? De ce să tragi, bă, cu pușca mine? Ah, probabil că e și vina noastră că încă nu suntem civilizați. V-am mai citit din când în când câte o poezie, vă citesc una frumoasă acum a unui poet care a murit la 37 de ani, născut în Sibiu, îl cheamă Iustin Panța, n-ați auzit de el, 1964-2001, a deputat în 1991 cu Obiecte Mișcate, așa se chema, a mai făcut încă 5 cărți până la 37 de ani. Avea acolo în Sibiu pe unul Mircea Ivănescu, un mare poet al nostru, modest, cu minte, nu știți voi de el, da? Hai să vă citesc o poezie. Mi-a spus tatăl meu odată. Să știți că nu-i poezie de aia cum ați obișnuit, vei să bată la coadă din rimă, da? Și de-aia vă citesc din când în când câte o poezie, să vedeți că vorbele frumoase, așezate frumos, pot transmite gânduri frumoase și e bine să stați și voi pe gânduri câteodată din când în când. La ce frumoase la noi, domnul Gigi Careț ne mai zice dânsul câte o poezie, nu avem când să citim, dar aparatea multe cărți, librării nu prea mai sunt, bani nu prea mai sunt, așa că deschidem emisiunea, din când în când domnul Careț ne citește câte o poezie. Deci Iustin Panța, sibian, a murit la 37 de ani, păcat, într-un accident auto a murit. Păcat. Am urmărit un accident auto și sigur, imediat după ce citesc poezia, sigur mă iau de poliția rutieră și sigur mă iau de ăștia care își bat joc pe străzi și de pietoni și de accidentele auto. Iustin Panța, un puș talentat în Sibiu cu 5 cărți care moare în 37, are o poezie frumoasă și vă citesc, pentru că v-am mai citit aici scrisori de la părinți către copii. Da? Asta este de la un băiat către taică-su. Mi-a spus tatăl meu odată. Altă dată mi-a spus: anonimatul e sfânt. Tu, fiul meu, pe toate le-ai făcut dandoasele. Ai avut un copil și nu era însurat. Te-ai însurat fără să ai o meserie. Ți-ai cumpărat un tablou și n-aveai perete pe care să-l atârni. Eu îi răspundeam: chiar și în momentele când glontele pornit din pușcă mai are câțiva centimetri până la tâmpla mea, mai poți să răstorni lumea. Nu te îngrijora, tată! Fiule, mi-a spus tatăl meu mie: astea sunt vorbe. Eu îți spun: bucură-te că-și fiecare gură de aer e o bucurie. Nu uita, aproape o jumătate din viață dormim. În somn, nimic nu-i deosebește pe cei fericiți de cei nefericiți, pe cei buni de cei răi,
să dormi mult, cât ești tânăr. A bătrânețe ai puțin. Tată, i-am spus eu, tatălui meu, când mă gândesc că peste 100 de ani niciunul dintre oamenii de acum nu vor mai fi, îmi vine să vomit. Nu te neliniști. Asta nu contează, că tu își dă puțin. Ascultă-mă. Așa cum vreau să mișc părțile paralizate ale trupului meu spre stânga și ele se întorc din potrivă spre dreapta, așa se întorc și faptele noastre asupra noastră curând. Dar stai, unde pleci atât de zorit? Trebuie să fie o scenă teribilă asta, să mori iarna și să nu ți se topească fulgii de zăpadă pe obraz. Am murit la 37 de ani într-un accident auto. Justin Panța, după ce a scris 5 cărți. Și uite ce poezii frumoase. Eh, v-a plăcut așa? Cum să nu-ți placă de un băiat ăsta? Cum să nu-l cerți? Băi, Justine, cum să mor pe la 37 de ani? Mai stea și noi de vorbă. Mai bine și tu la făcea emisiunea în locul Neahales, că uite, vezi? Nu mai avem loc de Neahales. Veneai tu, băi, Justine, bă. Trebuie să fie o scenă teribilă asta. Să mori iarna și să nu ți se topească fulgii de zăpadă pe obraz. Frumos, nu? Am găsit pentru dumneavoastră, a, și când le citesc așa pe rând, așa și le și comentăm, tot felul de fapte interesante din lumea literaturii și o să vedeți de ce. Alexandre Dumas, mare scriitor francez, a deschis în Paris primul local în care se găteau frigărui. Dați seama, la Paris, Alexandre Dumas, scriitor, se ținea de chestii de astea. Fusese într-o călătorie la Caucaz și a văzut chestia asta și le-a făcut francezilor primul local cu frigărui. Știți că artiștii, actorii, scriitorii au tot felul de ciudățenii. Lăsați-i să fie ciudați, nu râdeți de ei. Alexandru Dobescu, al nostru, s-a sinucis după ce s-a îndrăgostit de o femeie cu 30 de ani mai tânără decât el. Asta e. Se întâmplă, vă copii. Alfabetul din Cambodgia are 74 de litere. Aproape 2 milioane de oameni au luat parte la ceremonia de înmormântare a lui Victor Hugo în 1885. 2 milioane la Paris. Victor Hugo, academician, mizerabil scriitor, era prezent tot timpul, toată lumea îl iubea, era un geniu pentru ei. Cum să vă zic eu, cam ca Mihai Rădurescu la noi. Și pentru că știa toată lumea, vă dați seama, dacă la mormântare aveai 2 milioane de aici, circula și foarte multe glume cu el. Era foarte gagical. Victor Hugo, pentru aceea după lume, nu ierta nimic. Și o doamnă în alta societate tot îl refuza, tot îl refuza. Ai vă dat seama că ăsta a obișnuit ca toate fetișcanele, toate cucoanele să-i cadă la picioare. Victor Hugo, vă dați seama că de ce am profesor? Bă, poate că le și ajuta cu de toate pe acolo. Și dă peste cucoana asta într-o zi, într-o seară, lume mult acolo și aoleo, și se duce iar la ea să se apuce să-i facă curte și cucoana zice, maestre, vă rog frumos, încetați.
nu o să ajungeți niciodată la inima mea. O, madame, dar nici nu speram atât de sus. Arthur Conan Doyle, autorul celor povestit cu Sherlock Holmes, era de profesie oftalmolog și s-a apucat de scris că nu ajungeau bani. Autorul romanului Robinson Crusoe, mai țineți minte, nu? Și-a schimbat în 1703 numele din Foie în Defoie. În 1896 a scris un roman, un altul, Chiețe, Foie, în care continua acțiunea din Robinson Crusoe. Bun. Autorul actualei trilogii Stăpânul Inelor, știți, nu? J.R.R. Tolkien. Tolkien. Era un șofer foarte nepriceput. Sfărăia într-atât de tare încât era nevoit să nopteze în baie pentru a nu o deranja pe soție. Vă puteți imagina la câți bani aveau ăștia? Asta săracul dormea în baie. În ce hal sfărăia. Autorul Stăpânului Inelelor. Da? Balzac considera că ejacularea e un consum de energie artistică, deoarece el considera sperma ca fiind un lichid cerebral. Odată discutând cu o prietenă, scriitor a exclamat cu amărăciune: azi dimineață am pierdut un roman. Bogdan Pelicehiu Hajdeu, mai țineți minte, nu? A fost atât de îndurerat de moartea fiicei lui, probabil că știți, a murit foarte tânără și era foarte deșteaptă, știa foarte multe limbi, fusese în Franța, învățase acolo, și la moartea fiicei și-a pierdut contactul cu realitatea, a început să intre în spiritism, spiritismul era foarte mult dezvoltat atunci și planul, are un palat făcut la Câmpina, treceți pe acolo să-l vedeți, e frumos pe afară, este teribil de frumos și de misterios în interior, ci că a desenat pe planurile lui, ci că el ar fi dictat fiică-sa în timpul ședințelor de spiritism, Iulia, cu care el avea legături pe plan spiritual. Bogdan Pelicehiu Hajdeu, moldovean, vă dați seama, academician, scriitor, și-a început cariera scriind în limba rusă. Moldovenii ăștia nu scapă de ruși, săracii vai de capul lor, de toate timpurile. Camil Petrescu s-a oferit voluntar să plece pe front și mereu era respins din cauza fizicului cam plăpând. Casanova, Marle Casanova, a scris 42 de cărți. A scris o traducere a Iliadei în italiană, câteva cărți de istorie și una de SF, Casanova, Marle Casanova. Dar nu știați că una din cărțile scrise de el, de științifico-fantastice, acolo anticipează avionul, anticipează televizorul, anticipează chiar mașina, ei, pe vremea aia mergeau cu calul și cu trăsura. Și mai are și 12 volume de memorii. Cea mai scumpă carte vândută vreodată în lume este un exemplar din Poveștile din Canterbury, scris în 1477, fost scoasă la citație în 1998 și s-a vândut cu 4,6 milioane de lire sterline. O carte, vă dați seama. Da, probabil că era scrisă la mână, da? Sunt poveștile din Canterbury. Da. Cel mai bătrân laureat al premiului Nobel pentru literatură, Doris Lessing, 88 de ani. Cel mai tânăr laureat al premiului Nobel pentru literatură, Rudyard Kipling, 42 de ani. Charles Dickens, știți, renumitul scriitor englezoi, care și acum să fac filme și seriale și să republică cărțile lui. Charles Dickens dormea și scria cu fața spre nord. Să știți că aproape toți scriitorii au ciudățenii de genul ăsta. Asta e o chestie care vă spun acum și putem să o comentăm mult de tot. William Shakespeare. Despre William Shakespeare se presupune că nu el ar fi scris, mă, nu. Dar vă dau o știre acum că s-ar putea să confirme chestiunea asta. În afara lui, deci cu excepția lui William Shakespeare, toată familia lui erau analfabeți. E bine să vă gândiți la chestiunea asta,
Eu, dacă mă luați repede la întrebări, cred că alții au scris ce a scris Shakespeare, dar ca să nu mai deranjăm acum tot ce se întâmplă în lume, o lăsăm așa. Foarte multe argumente. Toate piesele lui cu de mare succes ating teme de civilizație, de cultură, care nu erau la îndemâna unui amărăștean, unui sărăcăcios, toată familia lui analfabet. Se cam știe cine este autorul, dar dacă ei o ascund atât de tare, să nu râdă lumea de noi, că la Litoral TV, la Ce Frumos la noi, am început să vorbim prostii. Luați doar știrea asta care e clară, în afară de William Shakespeare, toți ceilalți din familie erau analfabeți. Păi dacă toți erau analfabeți, el nu putea fi deodată așa un gen. Ba! Pe vremea lui Tolstoi, vă dați seama că scria cu pana, cu hârtie, cu călimară, da? Nu erau mașini de scris, nu erau calculatoare. Soția lui, să știți că oamenii, mari oameni de ispravă ai lumii și ai civilizației, au avut niște doamne, soțiile lor, de un devotament și de un sacrificiu uriaș. Cum rar mai găsim în zilele noastre, când cucoanele noastre sunt foarte deștepte și vor și ele să le marce cu ceva. E, soția lui Tolstoi a copiat de mână tot romanul Război și Pace. De 7 ori l-a copiat de mână. Din Premiul Nobel pentru literatură, v-am zis, al mai mare 88 de ani, al mai tineră 42, doi l-au refuzat până acum, Premiul Nobel. Premiul Nobel, îți dai seama, cel puțin un milion de euro, cam așa ceva. A? E greu să refuzi așa o chestie, nu? Premiul Nobel pentru literatură, da? Doi l-au refuzat până acum. Boris Pasternak, un rus, de pe vremea Gulagului, și Jean-Paul Sartre, un francez, foarte de stânga, cred că i-a fost rușine, se pare că în ultimele zile de viață era chiar supărat pe chestia asta, da? Deci Boris Pasternak a refuzat premiul Nobel pentru literatură, presat fiind autoritățile sovietice, iar Jean-Paul Sartre, francezul renumit, n-a vrut, el zice, să-i fie asociat numele cu o instituție. Marele poet Edgar Allan Poe, american, s-a căsătorit cu o verișoară de-a lui, care avea 13 ani și ani. Emily Dickinson, cea mai mare poetă a Statelor Unite, cea mai cunoscută, nu există fată fetișcană, persoană în America care să nu știe de au și ei, nu? Ei, ca stat, n-au decât vreo 200 de ani și atunci. Să supără când aud că noi avem urme de aici după vreo 2000 de ani și avem tot felul de chestii. Să supără americanii. Sunt mari șmecheri în lume, dar n-au decât vreo 200 de ani de când sunt ei ca stat. Și atunci au și ei muzică. Pe aici pe acolo, un compozitor, pe aici pe acolo și tot îl laudă. Au și ei o domnișoară, o doamnă, poetesă. Emily Dickinson a publicat 7 poeme. 7 poeme. Dar e cea mai mare poetă a Statelor Unite. Ieșea foarte rar din casă, iar majoritatea membrilor familiei habar n-aveau că domnișoara Emily scrie și habar n-aveau că scrie poezii. Și este cea mai mare poetă a Statelor Unite, 7 poeme. Ernest Hemingway, ăla cu Bătrânul și Mare. Știți că s-a sinucis la 61 de ani. Și tasul, și frasul, și sorța s-au sinucis. Aveți grijă mare. Aveți pe un familie câte unul de ăsta? Mai uitați-vă și pe ăla în jurul lui. Deci, la Hemingway, care s-a sinucis la 61 de ani, când știa toată lumea de el, tasul, frasul, sorța s-au sinucis. Fantomele, englezii ăștia sunt nebuniți după fantome, au case care apar fantome pe acolo, filme, de povești de fantome. În 4 piese de teatru de ale lui Shakespeare sunt fantome care joacă acolo, știți, nu, Hamlet, mă rog, dar și în Julius Caesar, în Richard al III-lea,
în Macbeth, de Macbeth cel puțin se știe că de câte ori se montează Macbeth undeva, care e cu crime multe, care e cu... Aoleu. Da? Deci de câte ori se montează Macbeth undeva, e blestemat, atrage acolo distrugerea teatrului, moartea directorului, absolut peste tot, în toată lumea, nu vreau să vă zic că s-a montat și la Constanța. Macbeth, sub această presiune de blestem, s-a și jucat la Constanța. Dacă vă purtați frumos cu mine, o să vă povestesc și ce s-a întâmplat la Constanța cu Macbeth. Gabriel García Márquez. E bine să citiți un veac de singurătate. Eu am citit-o de câteva ori. Dar să o citiți așa la vreo 20-30 de anișori așa. Gabriel García Márquez. Un veac de singurătate. Frumoasă. Se citește frumos. E atât de plăcut. Un roman care a făcut succes în toată lumea. Gabriel García Márquez. Un veac de singurătate. Da? N-a vrut niciodată să lase pe nimeni să facă film după acest roman. Și vă dați seama, le-au promis bani grei. N-a vrut. Balzac. Vă dați seama că scriau cu pana, că scriau. Balzac. 50 de cești de cafea pe zi. Cafea tare, cum spuneau ei, turcesc. Dacă se întâmpla pe undeva pe drum sau pe gutare că nu putea să fiarbă cafeaua, mesteca boabe. 50 de cafele pe zi, Balzac. Ian Fleming, cel care a scris James Bond, da? E pasionat de ornitologie, da? Și și-a luat numele după James Bond, este numele unui ornitolog. În 1939, scriitor american Ernest Vincent a scris un roman cu peste 51.000 de cuvinte. Niciun cuvânt neavând litera E. Ciudați ăștia, după ce te chinui să scrii un roman, după ce te chinui să-l faci așa, mai faci și șmecherii de genul ăsta. În fiecare an în Statele Unite se publică 50.000 de titluri noi. În Statele Unite, în fiecare secundă, se cumpără 57 de cărți. În Spania se publică anual mai multe cărți decât au fost traduse în toate țările arabe în ultimii 500 de ani. Deci luați știrea asta și vă explic eu din două părți. Deci în Spania se publică anual mai multe cărți decât au fost traduse în toate țările arabe în ultimii 500 de ani, pentru că nu prea se traduc acolo, pentru că acolo e o chestie ciudată, chiar și Coranul, dacă îl știți, e scris în limba arabă și toate popoarele care folosesc, inclusiv turcii noștri, Coranul, îl cântă în limba arabă, că ori fi înțelegând ei, ce zice ăla acolo, nu știu, dar n-ai voie să traduci Coranul, cine ești tu să traduci Coranul? Cine ești tu? Dar și ți-am amintit că acum câțiva ani de zile au dat unei copile premiul Nobel pentru pace pentru că niște descărerează ăștia au împușcat-o pe stradă pentru că se ducea la școală. Ai voie, bă, să te duci la școală. Pericolul e mare, să știți. Și nu se ocupă nimeni de ăștia. De-aia v-am și zis cu integrarea aia țiganilor. Păi da. Multiculturalitate înseamnă ăla face cum știe el, cum a învățat de la masă, tu faci cum știi tu. Păi nu poți să-l iei din mediul lui, chiar dacă e la tine la Paris, și să-l faci să facă ca tine. Să știi că există rușii, de exemplu, Putin le-a spus-o nu știu câte ori. Ești în Rusia? Faci ca în Rusia! Dacă nu, valea de mult. Și l-au înjurat toți. Între timp, în Canada, primul ministru a zis, bă băieți, vă puneți voi anteriile alea, pe voi alea negre, femeile alea, spui, ce faci dacă e polițai, o femeie de asta, că e poliție de asta? Cum scrie poliția pe ea? Da? Bun. Nu știu. I-a spus-o în Canada. Băi copii, voi ați venit aici, nu v-am chemat noi. Noi ne-am chinuit câteva sute de ani să facem în Canada civilizație, să ne vedem de școală de treabă. Bă, dacă voi ați venit aici, faceți ca ăștia din Canada. Dacă nu,
Valea înapoi, bă, la voi acolo. În Australia de curând, și v-am citit aici, o doamnă e prim-ministru, la fel le-a zis, bă, copii, pentru că ăștia cu bărcuța spui, o duce și în Australia. Nu, că ei știu. Bă, fără behăială, fără chestii de-astea, nu mi-i tulburați pe ăștia ai mei, că vă împachetez și vă duc imediat acasă. Va fi foarte complicată chestia asta. Schimbare de mediu, schimbare de cultură, schimbare de educație, schimbare de comportament. Cine știe, o fi de bine, o fi de rău. La fiecare două săptămâni, o limbă dispare pentru totdeauna. La fiecare două săptămâni, vă dați seama cât de multe limbi sunt pe pământul ăsta, dacă la fiecare două săptămâni dispare o limbă și nu plânge nimeni. Dacă nu vă spuneam eu aici, Lev Tolstoi a suferit toată viața lui de cazuri grave și frecvente, de depresie. În cele din urmă a plecat de acasă și când avea vreo 80 de ani așa, tot într-o depresie de asta, a plecat cu trenul. A murit după ce s-a îmbolnăvit de pneumonie, în miezul nopții, cu trenul singur, norocul că știau aia pe tren, a dat jos într-o gară. A zis și un filmuleț, da? Depresia asta e ciudată. Nici nu te așteptai să se întâmple la Tolstoi sau... Parcă se întâmplă la alții mereu necazurile astea. Vă mai citesc una singură? Lev Tolstoi era un Don Juan în timpul sale. Care scriitor, care artist, care actor n-a fost un Don Juan? Sau până la urmă ce înseamnă Don Juan? Însă a rămas celebru pentru ce a făcut în noaptea nunții sale cu Sofia Bers, în vârstă de 18 ani. A obligat-o să-i citească jurnale întreagă seară pentru a o pregăti cu obiceiurile lui sexuale și aș mărturisi toate aventurile. Aia 18 ani a pus-o să citească ziare toată seara, să-i explice ce obicei are el și să-i și povestească în aventurile lui. Povestești la o fetiță de 18 ani. Ciudați. Tot felul de ciudați. Asta e. Cine vă pune? În București au fost două evenimente. Meciul cu grecii chiar a doua zi după ce l-au umflat pe Oprescu, dacă mai țineți minte. Și puhoiul ăla de oameni, cât tot fi fost 40.000 de acolo, au venit de la stadion, la unde e stadionul ăsta, Arena Națională, pe jos. Nici metrou n-a mers, pentru că ieșea din programul lui, nici tramvaie, taxiuri, ce mai erau pe acolo. Și au venit ăștia pe jos foarte supărați. Și au protestat foarte tare, că de obicei Federația Română de Fotbal intervenea la domnul Oprescu, domnul Oprescu intervenea la ăia care aparțin de regiile autonome ale Bucureștiului. Și s-au dus ăștia, Federația, până la nivel de ministru. Domn ministru, dați domnule drumul la tramvaie. Un ministru, secretar de stat de la transportul, le-a spus, bă, nu pot, că nu sunt șeful lor. Lasă, domnule, până sună pe tramvaie, vine lumea pe jos. Păi vine lumea pe jos de la un eveniment privat. Că acolo biletele se organizează de o activitate care nu e a guvernului. Păi voi, Federația Română de Fotbal, când sunteți cu guvernul, când nu sunteți cu guvernul, ce să vă fac? Asta este. Dar ce n-ați cumpărat voi niște autocare? De ce n-ați închiriat voi niște autocare? Pentru că așa ați luat o căruță de bani pe meciurile alea. De ce apelează toți la domeniul public? De ce primăria să pună tramvai? Pentru că metrou sau tramvai însemna alte garaje, alte rame, alți șoferi, altă cheltuială, alți manipulanți, alte chelii, la care participau toți bucureștenii, adică vreo 2 milioane de bucureșteni, dând taxele lor, își măreau cheltuielile ca să se întoarcă ea de la meci de acolo. Am văzut câțiva chiar prieteni ai mei foarte supărați. Bă, zice, nu ne-a pus metro la dispoziție. Bă, nu te supăra. Ai cumpărat un bilet la meciul ăla? Aici o treabă cu guvernul. Aici o treabă cu primăria. Era o chestie absolut particulară, absolut privată. UEFA, FIFA, biletul. N-au nicio treabă cu guvernul. De ce credeți voi că trebuie toată populația să vă pună vouă metro, că veneați voi de la meciul cu greci? De ce? Și le-am spus unora supărați pe Facebook că e Festivalul Ionescu acum la București și la Ateneu și la Sala Palatului. Și la Sala Palatului 5.000 de inși, aproape în fiecare seară, ies de acolo și se duc acasă.
Dar niciodată nu mi-a trecut în cap să zică, băi, ia puneți-ne și nouă niște autobuze, așa, ce vorbești, bă, bă? Păi ori te duci cu mașina ta, ori te duci pe jos, ori te plimbi. De unde pretențiile astea la 25 de ani după Revoluție, pretențiile astea în continuare ale noastre ca autoritățile să ne pună la dispoziție? Mai ușor, copii? Știți voi că plăcerea și prostia costă, se plătesc, nu? Ba, asta e. După cum bine știți, ei cu ale lor și noi cu ale noastre.